Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Precum v-ați obișnuit, în fiecare ediție ne propunem să discutăm un aspect stringent al societății noastre. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre specificul alegerilor prezidențiale care sunt pe ultima sută de metri și ne mijlocim despre acțiunile care sunt întreprinse pe arena politică. Invitații ediției de astăzi sunt Victor Juc, vicedirectorul Institutului de Cercetări Juridice și Politice a Academiei de Științe a Moldovei. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și domnul Pavel Midrigan, avocat, conferențiar universitar, Universitatea Constantin Stere. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnule Juc, pentru început aș vrea să vă întreb, cum vi se pare, de fapt, această campanie electorală? Se deosebește prin ceva de celelalte, prin acțiune, prin intensitatea mesajului mediatic sau prin alte aspecte? Vă rog! Dacă facem o comparație cu ultima campanie la care cetățenii au fost chemați direct să se pronunțe pe marginea alegerii șefului statului dintr-o 1996, constatăm că după 20 de ani practic nimic nu s-a schimbat, cu o singură excepție, că numărul posturilor de televiziune și de radio s-a înmulțit substanțial și că rețelele de socializare sunt folosite pe larg pentru a capta electoratul, pentru a aduce mesaj, în special în rândul tinerilor, care preponderent este preocupat de a fi prezent pe aceste rețele. În restul, practic, sunt aceleași mesaje. Contracandidații se irijează în salvatoarea națiunii, chiar dacă prin Constituție atribuțiile șefului statului nu-i permite să facă prea multe, dar fiecare gândește că venind la putere va putea să obține aproape totul, ceea ce este practic imposibil. În plus, aceleași atacuri directe la persoană, este o particularitate care de fapt mai degrabă aș numi o continuitate. Fiecare gândind că poate să facă ceva, practic consideră că va instaura un regim autoritar, un regim în care președintele va putea să rezolve toate problemele. Eu nu cred că avem ceva deosebiri mari de 1996, dar nici de campaniile parlamentare care le-am avut după 2009, în fond aceleași mesaje, ancorate pe aceleași direcții, numai că, după cum am spus, posibilitățile concurenților electorali sunt cu mult mai mari de a face cunoscut electoratul cu mesajele pe care și le propun. Domnule Midrigan, în calitate de ex-membru al Comisiei Electorale Centrale, spuneți-ne, vă rog, avem un prim candidat scos din cursa electorală. În viziunea dumneavoastră, cât de justificată este această acțiune și dacă am putea să ne trezim la un moment dat că această continuitate se va manifesta? Bun, cât este de justificat, este competența instanței de judecată și noi nu putem face justiție la televiziune. Însă, important este ca organele electorale să aibă o credibilitate, ceea ce noi toți alegătorii ne solicităm. Dar credibilitatea de unde vine? Din acțiunile organelor electorale. Și noi vedem că, cu părere de rău, și colegul s-a referit, mai multe situații se repetă, dar sunt și unele mai noi. Uitați-vă, eu consider că nu întotdeauna organele electorale tratează acele încălcări care sunt echivoc sau echivalent față de toți concurenții electorali sau, în cazul dat, candidații la funcție de președinte. Noi am observat că chiar la începutul campaniei electorale deja erau unele încălcări. Au apărut billboard-uri, panouri, nefiind propriu-zis încă candidații înregistrați. Organele electorale n-au avut nicio atitudine, reacție. Nicio reacție. Da? Doi, eu încă o dată mă expun că este necesar, într-adevăr, de a lua unele măsuri față de acei concurenți, acei candidați care încalcă legea. Și noi am văzut în 2014, a fost un prim caz de excludere. Și acesta este al doilea caz. Însă, Comisia Electorală Centrală are și alte măsuri, în primul rând aș menționa, de a preveni. Deci Comisia Electorală Centrală, o primă sancțiune este de a avertiza un concurent electoral sau un candidat.
Iată, noi vedeam că fără avertizare a fost exclus un candidat fără a purce de la alte măsuri, fiindcă, bun, noi întotdeauna și colegul excluderea este cea mai drastică. Cea mai drastică. De ce? Și mă refer că, bun, a fost exclus candidatul și așa mai departe, însă sunt unii alegători cetățeni care cu drept susțin această candidatură. Și atunci se primește că noi undeva se ignorează drepturile acestor alegători. Prin urmare, eu consider că era poate mai rațional și legal, într-adevăr, ca primul pas ca să fie avertizat un concurent electoral sau altul, da, care prevede legislația electorală, și dacă acest concurent sau candidat nu ia măsurile de rigoare ca să înceteze această încălcare, poate că se putea de proces și la etapa următoare de excludere. Într-adevăr, avem unele încălcări mai sofisticate decât în 96, fiindcă avem era tehnologiilor informaționale și noi vedem această obsesie de a acceda la putere. Plus, după cum a menționat și colegul, avem și acest moment de geopolitică, care în 96 nu era atât de pronunțat ca astăzi. Și o să vedem, mai ales în turul 2, comparativ cu alegerile locale care au avut în 15 și parlamentare din 14, el devine în turul 2 ca atare unul din principalii, să zicem, factori ce determină, de fapt, da, de această agitație electorală față de alegători. Ori cu unul, ori cu altul, ba cu tancuri, ba cu nu știu ce. Deci se uită un pic de problemele stringente ale statului și a poporului și se implică aici sau se infiltrează sau se invocă anume aspectul geopolitic și de multe ori noi pierdem anume că alte probleme de asemenea importante, ele se trec pe planul 2 sau 3 și planul sau problema sau aspectul geopolitic, el intervine pe primul plan. Domnule Joc, spuneți-mi, vă rog, cum trebuie privită această excludere a doamnei Popenco și dacă această excludere face parte din faptul că CECO a devenit mai vigilent, mai atent, pentru că este al doilea caz, spunea și domnul Medrigan, de fapt, în ultimele alegeri. Eu vreau să subliniez că chiar din start cei care intenționau să se includă în campanie electorală au făcut unele încălcări, iar cei care au primit acceptul ca să se fie înscriși în buletinile de vot au confundat perioada electorală cu campania electorală. De fapt, de la cetățeni se cere ca să respecte întocmai legislația Republicii Moldova, dar însuși cei care aspiră la funcția de președinte, ei însuși încalcă legislația în vigoare. Acesta, de asemenea, este o particularitate, de fapt, care a fost prezentă și în perioadele precedente. Să ne aducem aminte că și în 1991, în buletinul de vot, la alegerile din 8 decembrie, urmau să fie incluși în 3 candidați, dar unul practic a fost învinuit de fraudă electorală și a fost nevoit să se retragă. Cât despre excluderea candidatului din partea partidului Ravnoprave, eu aș aborda această problemă din două puncte de vedere. Una generală, națională, și una particulară a partidului pe care îl reprezintă. Prima vizează că într-o anumită coincidență sau din alte considerente, dar s-a ajuns la o situație când unii concurenți sunt favorizați, inclusiv de către Comisia Electorală Centrală, prin faptul că nu au fost incluși unii contracandidați care mizează pe opțiunile de pe un segment similar. Mai întâi au fost excluși Vitalia Pavlicenko și Roman Mihaieșcu, ultimul cu idei unioniste, Ion Dron, care lupta cu corupția. Iată, mai recent, apoi a fost practic forțat Andrei Năstase, deși el este o altă explicație, dar totuși a fost un aspect ce ține. Și în fine, iată, vedem
avem și Ina Popencu, care se consideră că ar favoriza sau mai degrabă ar miza pe opțiunile electoratului, în pofida faptului că spune că cel de dreapta, dar mai degrabă cel de stânga. Cât despre al doilea aspect, cel partidic, eu consider că tehnologii politici din acest partid au greșit. Au greșit foarte mult, pentru că Ina Popencu, în fapt, se asociază, ca și mulți alții concurenți electorali, cu acel candidat care are un singur mesaj: magazinile sociale. Dar s-a greșit... Spați întrebarea mea. Da, dar s-a greșit din, probabil din cauza necunoașterii sau din alte considerente, acesta fiind că se încearcă să ocupe bazinul electoral eliberat de Partidul Comuniștilor, care nu participă la actualul scrutin. Dar să ne aducem aminte că în 2014 PCRM a obținut peste 279.000 de voturi. Dacă mai contabilizăm și cele ale unui alt partid comunist, cifra ajunge până la peste 300. Și s-a încercat prin aceste magazine sociale să atragă electoratul, care în mare parte situația economică a oamenilor este foarte grea, nivelul de viață este redus, în special a celor bătrâni, și prin aceasta s-a încercat ca să fie atras electoratul. Dar s-a confundat o situație foarte simplu, un aspect foarte simplu. Spre deosebire de un primar, președintele Republicii nu are prerogativă ca să deschidă magazine sociale. Iată, din această cauză, cred eu că și a mers acest mecanism. Și doamna a participat la aducând cadouri electorale cu insemnele partidului și în ultima instanță a fost exclusă. Dar cred eu că este totuși, după cum și-a spus domnul doctor Midrigan, este totuși un tratament puțin neechitabil între diferiți concurenți electorali. Domnule Midrigan, avem nevoie sau nu de magazine sociale? Avem, desigur. Numai că dați să le începem îndată după alegeri. Dați cu 2-3 luni înainte de alegeri, este un pic cinic să ne aducem aminte de cei defavorizați cu pâine, cu nu știu ce. Deci, cartofi sau cartofi. Dacă ne uităm la procentajul la cei defavorizați, avem un procent foarte mare și nu numai persoanele în etate, adică pensionare, avem o categorie de invalizi. Chiar și copii avem. În ultimul timp avem copii care iese cu un părinte sau fără părinți, chiar numai cu bunei, care duc chiar și nevoie de o bucată de pâine. Evident că aceasta este sarcina statului, în primul rând, dar dacă sunt persoane capabile să ofere acest ajutor, de ce nu? Numai că nu trebuie de făcut în astfel de manieră. Iată, se primește, după cum am menționat și colegă, parcă încearcă să cumpere aceste voturi pe această perioadă și să vedeți că de multe ori când au fost astfel de măsuri, îndată după alegeri s-au și uitat toată grija acea mare de aceste. De data aceasta s-au repartizat și carduri pentru bătrâni. Bun, eu încă o dată menționez că peste o lună, două, se terminau și cardurile, și magazinele, și banii, și așa mai departe. Dar aici, într-adevăr, vreau să menționez că doamna Popencu, ea era sprijinită de o formațiune politică care la moment este un pic controversată, atât această formațiune politică, cât și liderul. De ce zic controversată? Fiindcă în Orhei, orașul Orhei și în raion, liderul are o susținere masivă. Însă în restul Republicii, dar președintele întregii Republici, are o reputație destul de controversată. Și evident că mesajul doamnei Popencu este mai mult mesajul domnului Șor. Trebuie să conștientizăm că chiar pe aceste panouri a apărut doamna Popencu și alături este domnul Șor. Odată ce merge această anchetă destul de răsunătoare, este evident că ar trebui, cred că, cum zicem noi, să o lese un pic mai moale, să se clarifice cu aceste cauze penale care se derulează. Și toate aceste mișcări, mai mult pentru opinia publică, cred că nu întotdeauna ele sunt înțelese, fiindcă o persoană care este suspectată în comiterea astfel de fraude financiare bancare se avântă încă în lupta și politică.
Prin urmare, eu nu exclud faptul că factorii de decizie, și noi știm la noi cine sunt factorii de decizie, cred că au considerat că ar trebui să liniștească un pic aceste spirite. În același timp, noi vedem că mai sunt alte fonduri sau fundații care, nu știu de ce, în perioada electorală, iată, emblă cu diferite servicii prin teritoriu, tot cu diferite cadouri, o grijă destul de pronunțată anume în această campanie. Prin urmare, eu cred că noi trebuie să revenim atât în plan legislativ la practica europeană. Eu, în calitatea mea de membru a Comisiei Electorale Centrale, ca observator, am fost într-un șir de țări europene și mi-a plăcut, spre exemplu, în Estonia. Este interzisă toată agitația aceasta stradală cu billboard-uri și s-a conchis că astea sunt bani aruncați în aer. Mai bine dacă candidații fizic s-ar întâlni cu cetățenii, se explice și așa mai departe. Deci, astea sunt sume enorme de bani. Vreau să vă spun că un panou de ăsta costă 5-700 de euro. Și dacă vedeți cum sunt împânzite străzele și stradelele, ăștia sunt bani aruncați în aer. Poate, într-adevăr, acești bani puteau să fie folosiți un pic mai rațional, dacă vrem, într-adevăr. De aceea consider că trebuie de revenit și la chestiile acestea. Domnule Juc, spuneți-ne, vă rog, obișnuiesc să acord o asemenea întrebare. Noi, cetățenii, alegători, ar trebui să credem pe cuvânt partidele politice atunci când vorbesc de devizul de cheltuieli, de cheltuielile făcute în această campanie electorală? Eu am constatat efortul temerar a organizației Promolex, care încearcă să monitorizeze îndeaproape cheltuielile tuturor concurenților electorale. Am înțeles că practic toți au încălcări, într-o măsură mai mare sau într-o măsură mai mică. Și acest efort temerar duce la concluzie că suntem în două lumi paralele. Una ține de corectitudinea cheltuielilor, a divizurilor de cheltuieli, și alta ține de cheltuielile în realitate, care au fost realizate. La urma urmei, chiar și aceste billboard-uri, dacă ele nu sunt interzise de lege, ele au justificarea lor, pentru că ele nu aduc puncte electorale, dar confirmă prezența concurentului electoral în campanie electorală. Este foarte frustrant ca cu 2-3 săptămâni înainte de data alegerilor să-l întrebe cineva pe cineva, dar ce participă și iată acest concurent, respectivul concurent. Deci mai ales că sunt din diferite surse private, dar divizul de cheltuieli niciodată, întotdeauna concurenții electorali minimizează cheltuielile pe care le au, deși în realitate ele sunt cu mult mai mari și practic cred eu că în Republica Moldova este foarte dificil ca să știm vreodată cât în totalitate a cheltuit un concurent electoral, mai ales că s-a găsit și diferite mecanisme, adică oamenii din teritoriu muncesc dezinteresat pentru funcții în alegerile locale, că ei vin fiecare din sentimente partinice, sentimente patriotice și din acest considerent, desigur că cheltuielile sunt cu mult mai mari decât sunt arătate în divizurile prezentate la autoritatea electorală. Domnule Juc, pentru mine a fost cel puțin straniu că atunci când vorbim despre excluderea doamnei Popenco din cursă, acuzații se aduce domnii Sandu, pentru că ar fi una din contracandidatele principale în acest scrutin electoral. Unde este justificarea până la urmă? Haideți să tăiem acest nod gordian. Eu consider că partidul Ravna Proavei devenit partid șor este canalizat pe segmentul de stânga al eșchierului politic. Da. Dar datorită programului social cu aceste magazine sociale se încearcă o extensie pe tot eșchierul, de fapt similar ce face și partidul politic, partidul nostru al lui Renato Usate. Dacă partidul lui Igor Dodon în mare parte este canalizat pe flancul stâng fără extensii sau partidul lui Mihai Ghimpu este canalizat pe flancul drept fără extensii spre centru-dreapta, centru-stâng,
stânga, atunci aceste două partide, datorită faptului, ca și Partidul Demnitate și Adevăr, datorită faptului că întrunesc electorat de protest, ele încearcă extensii pe diferite segmente ale ieșierului politic. Dar totuși, opinia mea este că mai degrabă nu este favorizată candidatul unic din partea Partidului Acțiune și Solidaritate susținut și de alte, ci mai degrabă este favorizat candidatul din partea Partidului Socialiștilor, dat fiind că el mizează anume pe voturile persoanelor cu alolingve, cu opțiuni geopolitice spre est și a celor care sunt într-o situație nefavorabilă. În acest sens, tot ce s-a spus retorica privind invective la adresa Maia Sandu sunt mai puțin fondate în cazul dat. Și, dar dacă spunem că fiecare, practic fiecare mii de voturi contează, atunci orice candidat exclus poate să spună că el este a venit în fața cuiva, a tuturor. Domnule Medrigan, vreau să vă întreb un lucru tranșant. Care este logica, sau haideți să încercăm la o găsi împreună, a candidaților independenți în această cursă? Mă refer la Ghilețchi, la Guta, eu Radu. Eu vreau să continuu gândul colegului, fiindcă a apărut, fiindcă acest Ravnoprave era aproape că uitat ca partid politic, da, și a apărut că au apărut niște bani. Altfel, a apărut un lider care este cât de cât mai mult sau mai puțin cunoscut, cum era și partidul lui Nicolae Andronic. Domnul Juc, au apărut niște bani. Fără bani, acest lider, dați-o să privim obiectiv. Fără bani, mai sunt de ăștia mulți, dar fără bani tare nu s-a vântă, fiindcă nu au nici capacități mari, nici... Așa e. Deci noi avem această sintagmă, alegerile noastre sunt alegerile sacilor de bani. Și realitatea așa și este, până ce, fiindcă sunt bani enormi. Eu aș menționa și faptul că s-a încercat să vină pe teritoriul altui partid și consider că pe teritoriul Partidului Comuniștilor, care este tot un partid de stânga și iarăși este un apărător al persoanelor sărace, vulnerabile, deci baza socială a Partidului Comuniștilor este aceasta. Și iată că Partidul Șor a încercat să intervină pe terenul altui partid. Și evident că nu este prea salutabilă o astfel de acțiune. Și eu nu exclud că dacă nu era exclusă doamna din campanie, deci primea un impuls pentru alegerile parlamentare din 2018. Deci putea să devină într-adevăr o forță cât de cât, cu atât mai mult să vedem că Partidul Comuniștilor acum este la răscruce și este mult legat de autoritatea liderului, domnul Voronin. Prin urmare, aici a devenit cam un pic cam incomod pe acest teren, fiindcă tot se luptă pentru alegătorii săi. Deci, eu cred că aici, iarăși mă refer la factorul decisiv, au fost mai multe circunstanțe pentru o astfel de decizie. Independenții? Spuneam ceva mai devreme. Independențe, bun. Noi, pe de o parte, zicem că democrația permite sau presupune și așa mai departe, dar totuși eu, ca alegător, aș vrea ca să fie vreo 4-5 candidați serioși cu un potențial și în această perioadă scurtă, că e o lună de zile practic, da, să avem posibilitatea să vedem 2-3 dezbateri la televiziune cu întrebări destul de fundamentale, aș zice, reieșind din competența unui președinte viitor și să vedem cum el se orientează, cum apreciază decât să avem 10, 15, 20 sau 30 de candidați. Poate că aceasta revine la turul 2, care într-adevăr o să rămână 2 candidați și atunci, însă pe de o parte zicem că da, principiile democrației permit, dar pe de altă parte tot ce nu este interzis este permis, noi vedem că un pic se pierde această concentrare de a vedea acești candidați reali
fiindcă trebuie să aibă și o echipă solidă, nu numai cineva peste noapte se vrea președinte. Deci eu cred că se pierde un pic din această posibilitate ca să ne concentrăm la câțiva pretendenți reali, capabili, cu experiență în spate ce au. Și acest exercițiu, când sunt foarte mulți, nici ei fizic nu au posibilitatea, nici voi la televiziune, fiindcă televiziune, nici la radio, și ei parcă sunt în campanie electorală, dar pe de altă parte aceste posibilități, și eu pe unii nici n-am avut posibilitatea să-i ascult măcar poziția lor și așa mai departe. Deci avem două aspecte, trebuie de văzut care este mai rațional. Vă rog, domnul Joc. Eu consider că oamenii pot să beneficieze de prevederile articolului 38, dreptul pasiv de a fi aleși. Și dacă cineva consideră că corespunde tuturor exigențelor pentru a deveni un președinte, colectează cele 15.000 de semnături din 18 unități administrative din nivelul 2-600, poate să se înregistreze. Noi zicem că nu poate. Noi vorbim de șanse de altă chestie. Fiecare antrenându-se în campanie sau în perioada electorală, apoi eventual în campanie electorală, urmărește mai multe obiective. Și oamenii, poate mulți înțeleg că nu au șanse, dar urmăresc și alte obiective în afară de a deveni președinte. În plus, eu cred că dacă să vorbim despre candidații independenți, ei au o singură problemă comparativ cu partidele. În sensul că nu au oameni în teritoriu care să le organizeze întrunirile cu alegătorii. Tot și una este la televiziune, la radio, pe rețelele de socializare, dar o întrunire directă cu oamenii mult mai mult contează decât o întrunire indirectă. Și dacă ei consideră că aceștia au rămas, câți trei au rămas și pot să... Da, trei. Da, pot să... au suficiente susținere, eu consider că unul dintre cei trei contracandidați într-adevăr are oameni în teritoriu. Este vorba de domnul Valeriu Ghilețchi, datorită confesiunii pe care el o împărtășește. Că despre ceilalți doi, iată, aici situația este cu mult mai dificilă decât. Dar, în general, dacă vorbim, constatăm o scădere a conținutului programelor tuturor concurențelor electorale. Partidele nu mai sunt acele, aș spune eu, sing-sang-uri, cum erau înainte, generatoare de idei. Dacă să luăm un singur aspect, oportunități de soluționare a conflictului din raioanele de est. Practic, nimeni nu a venit nici cu un program fezabil, un program care să poată fi implementat. Practic nimic, se vorbe mai mult spuse de dragul vorbilor sau în multe cazuri răspunsurile la întrebări se evită spunând continuăm cu formatul de negocieri 5+2, modificăm formatul de negocieri de parcă cei din raioanele de est doresc negocieri. Din contra, și la dânșa acum se produc o campanie electorală și aspectul reîntregirii Republicii Moldova se află, dacă nu pe planul 3, cel pe planul 4 se află. Sunt cu totul alte probleme la cei doi contracandidați din stânga Nistrului decât apropierea de malul drept. Domnule Joc, noi astăzi am pomenit de Partidul Comunist din Republica Moldova. Întrebarea mea este una firească, consider eu. Unde s-a pierdut candidatul acestui partid? Asta înseamnă începutul sfârșitului? Din punct de vedere omenesc, eu pot să-l înțeleg pe Vladimir Voronin că prin acel aviz a Curții Constituționale din 4 martie, 16 ani din istoria Republicii Moldova, din viața politică, practic au fost șterse. S-a considerat, s-a spus, chiar dacă legea nu este retroactivă, dar vedeți, mă rog, parcă a fost președinte, parcă nu a fost președinte. În plus, eu consider că a fost o greșeală și am spus de mai multe ori că nu participă la campanie electorală pentru că era... Dacă Vladimir Voronin ar fi promovat o politică, o strategie și o tactică destul de consistentă, el ar fi acumulat, cred eu, cu un număr destul de bun de sufragii și, în plus, prin participare, ar fi mobilizat electoratul său, care este într-un număr tot în scădere, datorită și factorilor naturali, dar și factorilor geopolitici. Eu consider că a fost o greșeală. Poate au fost și alte aspecte despre care eu nu aș vrea să le vorbesc, vârsta, lipsa de finanțe, dar putea, ca să mai participă încă o dată, cu scopul de a relansa. Și dacă să facem o paralelă, implicarea în campanie electorală a reprezentanților unor partide, cum ar fi acest partid Ravnopravie cu
programul social, anume că a avut ca obiectiv, unul dintre obiectivii, mobilizarea electoratului sau participarea lui Dimitri Ciubașencu, de asemenea a avut ca să mobilizeze, să țină în stare activă electoratul acestui partid, pentru că dacă nu îi se mai permite așa două oară să voteze, nu este exclus că el la treia oară nu mai vota pentru această formațiune. Domnule Medrăgan, am văzut după expresia feții că aveți ceva a adăuga. Ce în facem cu candidatul PSRM? PCRM, da. În Republica Moldova, politicianul numărul 1 este Vladimir Voronin. Mai experimentat politician nu a fost și nu este. Și eu am spus de deci, asta. Deci, calat, așa o decizie, asta încă nu înseamnă o greșeală. Înseamnă că are al său plus și minus. De ce? Într-adevăr, este o situație complicată după plecarea masivă a acestui grup care a fost așteptat sau neașteptat și a slăbit mult Partidul Comuniștilor. Și dacă a fost așa cum a menționat domnul Voronin, este regretabil, fiindcă pe o majoritate din acești politicieni, el i-a crescut, da? De mici, cum se zice noi. Da. El i-a adus și i-a făcut, da, cine sunt ei. Desigur că este o situație destul de dificilă pentru Partidul Comuniștilor, dar cred că a contat că astăzi nu erau șanse reale de a acceda în turul 2 și decât să iasă de pe arena politică în astfel de situație, mai bine ia o altă poziție care ar păstra-o pentru alegerile parlamentare, fiindcă este aproape că unica poziție de a boicota, da? Ăștia se luptă toți unul peste altul pentru funcția de președinte și această poziție încă poate juca un rol oarecare pentru alegerile parlamentare din 18, fiindcă el vine cu un mesaj și îl justifică. De ce? Că hotărârea Curții Constituționale a fost ilegală, că ceilalți și așa mai departe. Deci are o explicație. Și eu cred că anume, inclusiv și din această situație s-a primit o astfel de decizie care îi permite să iasă în public și să o explice și are argumentare. Alții nu prea au argumentare, au să câștige, au să pierde, deci toți s-au avântat în această luptă. Evident că trebuie aici schimbate un pic cadrele și iarăși depinde de o să fie plenară, o să fie congresul și așa mai departe. Însă aici, într-adevăr, după cum a menționat colegul, a venit un alt concurent, Partidul Socialiștilor, care într-o mare măsură au același mesaj, da? Iarăși un partid de stânga și evident că fiecare șchier politic, concurent electoral, partid, încearcă să-și extindă influența. Și ca și pe dreapta, vedem aici o luptă politică care este destul de cerbă. Da. Domnule Juc, ideea candidatului unic este una reușită în condițiile Republicii Moldova? În condițiile Republicii Moldova, în condițiile care s-au creat atunci, desigur că promovarea unui candidat unic sporește șansele ca să acceadă în turul 2, dacă se consideră deja practic axiomatic că va fi turul 2 și va fi candidatul din partea de pe flancul stâng și un candidat fie de pe centru stânga, fie de pe centru dreapta. Și atunci acest candidat unic s-a considerat că va avea o oportunitate și o posibilitate mai mare ca să acceadă în turul 2, iar acolo se va vedea. Rog, în orice caz, în turul 2 se consolidează pozițiile, fiindcă sunt doi candidați. Deci a fost această decizie, dar chiar și dacă nu era... De ce s-a luat această decizie? Fiindcă era un pericol ca să nu treacă nici unul, nici altul. Deci s-a mers la acest compromis. În afară de aceasta, eu cred că doamna Maia Sandu este un scut mai solid, fiindcă eu nu exclud că Andrei... Anastasie putea să fie exclus, da? Și o făcea simplu, cum avem încă un exemplu care l-ați dat. Iată, față de Maia Sandu, eu nu cred că astfel de măsuri puteau să fie sau au să fie, fiindcă sunt alți, să zicem, factori externi. De aceea s-au consolidat aceste forțe.
Însă aceasta încă nu este un garant că va trece în turul 2 și va fi învingător chiar și după turul 2. Eu consider că Andrei Năstase ar fi avut mult mai multe șanse ca să treacă în turul 2 decât Maia Sandu. S-au exclus. Da, nu cred eu că să ajungea la păi, la noi orice e posibil da, deja. Da, este posibil multe, dar totuși atunci s-ar fi provocat cu bună știință stările de spirit, mișcările protestatare din stradă s-ar fi din nou resetat. Eu nu știu dacă guvernarea este chiar atât de irațională sau autoritățile statului ca să provoace pe cetățeni. Domnule Medrigan, ce se întâmplă pe eșicherul politic de stânga? De stânga nu este clar, cer scuze. Din partea cealaltă extremă, dreapta. Unioniștii, chiar fiind în studio aici, doamna Aguțu, avea un mesaj destul de tranșant. Republica Moldova trebuie să se unească cu România, respectiv dispariția Republicii Moldova ca stat. Este amuzant cum interpretează. Nu cum, cum se comportă candidații pe dreapta, zicem. Chiar și unioniștii. Este amuzant cum noi zicem câteodată unii catolici se fac mai catolici decât papa de la Roma, așa și unii unioniști. Deci, domnul Ghimpu și-a lansat campania unde? La Iași. De ce? Ca să fie primul cu flagul unionist. Iată că ei între dinși deja încearcă această competiție cine este mai unionist din unioniști. Și de multe ori noi vedem o demagogie goală în locul la unor argumente, fiindcă ideea unirii, noi cunoaștem că a fost acceptată și în statutul partidului doamnei Pavlicenko și, bun, noi suntem toleranți ca idee. Însă ea trebuie această idee cât de cât argumentată, de făcut în metoda comparativă, de ce noi vedem mai mult așa o explicație goală că unirea și mai mult nimic și asta ne va salva de la toate problemele și așa mai departe. Deci a devenit un pic dezgustător și noi vedem chiar între dânsii și doamna Guțu și domnul Ghimpu cum ei deja li strâmt în loc să facă o coaliție cât de cât și noi vedem aici capriciile sau ambițiile mai mult personale decât doctrinale. Nu, limba comună nu se găsesc pe toate segmentele eșchierului politic, pentru că asemenea este o competiție politică, o competiție electorală, iar opțiunile unioniste într-o ușoară creștere, eu consider din cauza că mulți înțeleg că, sau nu au încredere în autoritățile, în autoritatea instituțiilor puterii de stat, care din diferite considerente nu au contribuit ca Republica Moldova să fie un stat modern în conformitate cu exigențele din secolul 21. A fost puțin neașteptat că Mihai Ghimpu a trecut tranșant pe flancul drept, dar el a încercat ca o parte din bazinul electoral care l-a pierdut în fața platformei și a Partidului Acțiunii și Solidaritate să-l compenseze prin electoratul care se pronunță pentru unirea cu România, deși puțin probabil că el va reuși să facă, dat fiind că este mai puțin credibil. Și în plus, electoratul cu opțiuni unioniste, la nivel general, consideră că este cazul de a realiza unirea Republicii Moldova cu România, dar în același timp nu vede un mecanism de realizarea acestui și proces, viabil în același un mecanism timp. Fezabil care să poată să contribuie într-adevăr ca să nu rămână să fie numai lozinci și de aceea el este partinic prin opțiunile electorale este plasat pe diferite segmente și de centru stânga și de centru dreaptă pe mai multe acordă opțiuni mai multor candidați. Domnule Medrigan, mai avem o minută la dispoziție. Vreau ca să mă ajutați să mă dumeriți cel puțin. Eu m-am pierdut în declarațiile domnului Ghimpu, raportate la faptul PL-ul este un partid unionist, își dorește cu adevărat unirea cu România sau în anumite conjuncturi, atunci când sunt favorabili, zicem că da, când nu este favorabil, zicem că nu. Nu ne asociați, înțeles, în această campanie. Eu cred că domnul Ghimpu deja totuși nu mai poate explica el pentru însuși. Și noi cunoaștem declarațiile domnului Băsescu, care zice că, de fapt, domnia sa considera că Ghimpu niciodată nu a fost unionist ca atare. Deci este o apreciere foarte dură.
Din punctul meu de vedere, este o retorică pentru a se menține la putere și nu mai mult, și nu mai mult, fiindcă dacă într-adevăr se vroia, se făcea pași spre europenizare, da? Într-adevăr, stat de drept și așa mai departe, ceea ce nu se face nici în municipiul Chișinău, fiindcă este vicepartidul, da? Domnul Chirtoacă, nici domnul Ghimpu la nivel de partid. Prin urmare, este o retorică pentru a se menține la putere și nu mai mult. Eu consider că Partidul Liberal strategic este pentru unire, iar tactic consider că aceasta poate fi amânată sau nu găsește un mecanism fezabil de realizare. Domnule Mitrigan, domnule Juc, eu țin să vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune și pentru explicațiile oferite telespectatorilor noștri. Sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară bună alături de Accent TV.